Prima News vă urează la mulți ani! Sunt Livia Graur și suntem din nou la podcast. Spune-mi cine ești și astăzi alături de mine este nimeni altul decât Cristian China Birta, blogger de foarte mulți ani, influencer și mai nou și un om care a făcut o afacere din asta. Dar mai multe o să aflăm chiar de la el. Cristi, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație și că m-ai invitat și dinozauri în emisiune, nu numai tineret speranțe așa, da? Păi nu e întâmplător că te-am invitat, pentru că ești printre primii oameni din România care au făcut blogging. Da. De ce ai început așa? Mi se mai zice Kinezozaurus, așa mi se mai zice în lumea asta digitală. Lucram atunci în marketing politic și mă cam săturasem de ceea ce făceam. Și căutam o soluție, ceva, să văd ce se întâmplă. Și am făcut o mic research. Ca eu, fiind de real la origine, am zis, ia stai mă, să mă uit în stânga, în dreapta, să facem o analiză temeinică. Și am făcut analiza aia temeinică și am dat de blogul unuia. Dar nu știam ce e blogul. Zic, ce ar fi blogul ăsta? Nu și de la noi. Nu de la noi, american. Și am zis, băi, ce interesant. Ia stai să studiez ce înseamnă blogul. Și mi-am dat seama că blogul, aia era social media atunci. Aveam un High Five, un MySpace, adică nu intraseră puternic în România și la nivel internațional erau mici. Și am zis, bă, omule bun, ăsta schimbă tot. Adică orice prost poate zice orice, pe românește, pe internet. Asta schimbă tot. Că până atunci eram obișnuiți cu media. Media zice ceva și noi ne uităm și... Și nu chiar oricine intra în media. Da, și nu oricine, evident. Și zic, mamă, orice prost. Deci, eu nu sunt chiar ultimul prost, deci pot să fac și asta. Stai să lămurim ceva înainte. Ai spus marketing politic. Asta înseamnă că lucrai cu politicieni pe care îi ajutai să se facă cunoscuți? Am avut 33 de clienți coleguța, pe 31 i-am făcut ce-o vrut. Întreabă-mă cu cât mai țin legătura și cât îmi plac. Niciun. Eu acum deci cumva a fost cațele. Pentru bani. Da, bun, înțeles, dar pentru ce? Mă, nu, și pentru bani, dar era și joaca aia, că stăteai cu aia acolo, cu politicieni, stăteai la oamenii masa importanți. Deciziilor. Era așa, te simțeai că, mamă, că ești a cincea roată la căruță și coada la prună. Zi-mi unul, cel mai mare. Nu pot să vă zic pentru că sunt contracte de confidențialitate. Da, nu cred. Mirușine, să vă zic. Hai, serios, nu. Și acum ei știu că vorbesc așa de când mă întâlnesc cu ei. Ei, unul și... care să zicem că e excepția care confirmă regula. Am avut foarte mulți miniștri. Foarte mulți primari, președinți de consilii județeni, deputați, senatori. Deci mari, mari. Nu mai ziceți, lăsați. Nu, lăsați-mă așa în durerea mea. Dar au fost bine. Știi de ce? Că mi-am dat seama că am greșit foarte mult. Bine, dacă nu făceam eu, o făcea altul. Și poate făceam mai urât și mai lipsit de etică decât am făcut-o eu. Dar acum încerc să-mi răscumpăr greșelile față de societate și de-aia mă implic într-o grămadă de cauze. Mai am mult până departe, până să recuperez cât rău am făcut. Dar asta eu ce să fac, na. Să revenim. 2006? 2006 am avut primele tentative și țin minte și acum când am deschis, mi-a făcut cont. Era WeBlog. Era o platformă românească, WeBlog. Și am deschis și am început să scriu. Și m-am trezit așa, că blocajul ăla al foii de hârtie, că era, adică, băi, eu o să scriu și o să ajungă pe internet ce scriu eu, adică, băi, nebun. Și m-am blocat așa un pic. Și pot să scriu orice, despre orice, ce vreau orice, eu? Orice. Și așa scris? Ne-am dat drumul. Care prostii, a fost primul articol? Prostii. Aia a fost de test. Nu mi-am asumat numele meu. Că așa eram eu în mintea mea atunci, bă, să nu știe lumea, că așa. În fine. Și am testat. Și am văzut că se poate. Și după aia am trecut într-adevăr pe chinezul. Era, așa a început să-i meu cu chinezul. Și prima postare încă mai există. Și chinezul a făcut încet, încet ochii. Și două rânduri acolo, de capul meu, ce zic? Așa era senzația aia că e un început și așa. E de acolo a început tot. Eu am vrut să fiu doar blogger și am zis că vreau să trăiesc din asta, să văd dacă se poate, că vedeam ce se întâmplă dincolo și știam că o să vină și la noi. Dar între timp am ajuns la agenție cu 40 de oameni, cu așa, ajungem istorie. Și acolo. Da. Ai trăit o perioadă din blogăreală? Păi am fost unul dintre aia. Am fost unul dintre aia care am început și care... eu am avut așa o... ca antreprenor, tot timpul am fost antreprenor, am avut așa o frustrare teribilă, pentru că la criza aia din 2008, eu știam că bugetele o să se reducă pentru televiziune, pentru că asta e la orice criză și lumea găsește, oamenii de la branduri încearcă să găsească modalități noi de a face un pic de promovare. Bloggerii erau atunci un pic pe val și începeau să crească. Problema era că nu erau destul de bloggeri. Deci
aveam logări cărora le dădeam bani de la branduri ca să facă campanii, să facă promovare, care aveau câte o campanie în fiecare zi în perioada aia. Deci nu e, și aveam o frustrare imensă, așa că asta am învățat acum, chestia pe care am pățit-o atunci, am învățat la criza asta cu pandemia, știu ce am de făcut, știam că o să vină banii și așa a explodat agenția noastră. Care a fost cea mai mare sumă pe care ai încasat-o pentru promovarea unui produs? Ca blogger? Ca blogger. Cred că 3.000 de euro. Nu mai am aminte exact. Prețurile sunt mult mai mari acum. Oh, n-are nicio legătură, că ziceai că sunt influencer. Mamă, știi cum sunt influencer? Ca și cum e la grădinarele în grădină, știi? Are un petecut și face două secle și trei verze. Cam așa și eu la nivel de ce se întâmplă acum pe zona de influencer. Adică există niște branduri care îmi mai solicită serviciile de influencer, că mă potrivesc. Comunitatea mea se potrivește cu ce fac ei. Dar în rest, la nivel de scară a influencerelii, eu să așa, băi, ce fac acolo jos? Cam așa s-a ajuns, la un nivel ireal. Cum s-a ajuns la nivelul ăsta? E cam bancul cu braconierul, știi? Care are căprioara pe umăr și o ducea pe umăr, se întâlnește cu silvicultorul ăsta, cu pădurarul. Se zice, ce faci mă cu căprioara aia pe umăr? Care? Nu, pe celălalt umăr. Aoleu, ce-i cu asta aici? Cam așa suntem și noi cu influență. Nu știm cum s-a ajuns la nivelul ăsta. Nu știu, adică, retrospectiv, lumea e inteligentă. Dar acum, dacă noi discutăm și ce o să fie peste 2 ani de zile în domeniul influențărelii, nimeni n-are nici cea mică idee. Nu știm ce o să fie. Așa, acum, retrospectiv, ne uităm. Ce s-a întâmplat e că, gata, orice prost poate zice orice în social media, asta e axioma fundamentală în social media. Nici nu mai trebuie să zică nimic, asta e problema. Să zici înseamnă să te exprimi într-un fel sau altul. Și multă lume a făcut asta. Au început să aibă, că așa funcționează. Au început să aibă succes, au început să aibă follow, au început să nu știu ce, și au început să aibă frustrări, cei mai mulți dintre ei. Păi stai mă, eu am sute de mii de oameni care se uită în gura mea și nimic, adică ce fac? Că lumea te înjură, te costă să faci conținutul ăla. Trebuie să faci ceva și începeau să-și pună probleme. Și începeau să vină la agenții, la branduri și încet așa s-a construit toată nebunia asta. Cum s-a ajuns ca să ceară o chiloțăreasă pe Instagram 8.000 de euro? Legea pieții. Cerere și ofertă. Dacă sunt 10 care dau 1.000 de euro la chiloțăreasă să facă o poză cu bustiera, să vedem că este piață. Și ea crede că aia e valoarea ei. Cine e chiloțăreasa? Care e definiția ei? După mine, chiloțăreasa e aia, dacă te uiți în feed-ul ei de Instagram, se vede în 99% din fotografii și reel-uri și story-uri ce face, se vede cam peste 80% din pielicica ei. Aia e chiloțăreasa după mine. Iar îmi fac niște prieteni. Tare, s-a obișnuit. Sunt și chiloțărese de sex masculin? Absolut. Printre preferații mei. Pe unii chiar îi cunosc și cum e că eu am văzut începând normal, ca să zic așa, adică îmbrăcați și dintr-o dată pac, 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 bicepselul, sfârculețul ca să așa ce. Și ce mi se răspunde? Așa cere lumea. Păi eu bun, înțeleg că așa cere lumea, dar încă o dată eu vin din zona de marketing politic în care mi-am vândut sufletul pentru bani. Aia n-ai ce să-mi explici tu. Tu poți să te oprești. Așa cere lumea. Înțelegi? Altul mi-a zis, trebuie să fac și eu un ban. Rolex, Ferrari, numai până în stațiuni de alea de bogătani. Deci tu să nu-ți cadă stilul de viață. Păi și atunci ce te împiedică să fii chiloțăreasă la de sex masculin? Eu? Da, nu vrei în cred Rolex, că să-ți strică internetul dacă mă apuc eu să fac de asta, cade internetul în România pe loc. Nu, ce să... Da, nu, fiecare... Mă, știi cum e și influencerii? Vorbim despre influencer. Băi, ești om în primul și în primul rând. Da? Ca om, dacă ai niște valori, alea se regăsesc și în ce faci pe internet. Dacă nu le ai, cei mai grav știi care sunt aia care au anumite valori ca oameni, dar pe faza cu așa cere lumea, asta îi trebuie să fac și eu un bănuț și le încalcă. Sunt influenceri care au dispărut de pe piață pentru că nu au mai putut duce schizofrenia asta internă. Deci nu, alții care au dat în anxietăți, în depresie au fost unii. Lumea nu știe lucrurile astea. Cât e de mare presiunea pe un influencer, nu că e apăr sau ceva. Că eu pe așa nu-i apăr. Cum s-a degradat? Pentru că la început, când a apărut blogging-ul și vlogging-ul și au apărut toate astea, erau, totuși, ajungeai influencer dacă aveai ceva de spus. Totul s-a degradat pe măsură ce timpul a trecut și am ajuns cumva în situația în care influencerii de astăzi, foarte bine cotați și foarte bine plătiți, sunt cei pe care îi vedeam, să zicem, similar la televizor, la emisiunile acelea, asistentele TV și da, toate domnișoarele despre care se spunea că nu au ce să caute, de ce sunt vedete, că nu au nimic de spus. Cam acolo am ajuns și cu influencerii.
Da, din păcate, da. De ce a ajuns orice prost să zică orice în social media? Pentru că asta e cheia, asta e axioma fundamentală în social media. Noi, ca blogger la început, ce înseamnă blogul? Să scrii, frate. În momentul când reușești să scrii niște articole și lumea te citește așa, bă, înseamnă că nu ești ultimul idiot. Acum, cum ziceam, sutienaș și ok. Aia poate că nici nu știe că există punct într-o propoziție care trebuie pus. N-are nicio legătură. E conținut, poate fi consumat. Există celebrities în domeniul influencerelii care nu au legătură cu presa. Adică nu se regăsesc pe ecrane sau așa. Dar există și între pătrunderea aia. Și asta e un domeniu fascinant, pentru că te uiți ce face omul pe televizor, ce rol își joacă, în esență, și ce rol își joacă în social media. Uneori se suprapun, dar uneori îți diferențe foarte mari. Între ce și la fel, vorbești cu ei și ei îți spun, înțelegi, asta este acolo, e banul bun, tot felul de motivații, de scuze, de așa. Unii dintre ei chiar, că mi-am zis la un moment dat, când fac coach de influențe, trec prin niște momente foarte nașpa, din toate punctele de vedere. Și mă sună pe mine, cumva, că eu stătic cu influencerul sau ceva. Și mă sună, băi, bă, ce să fac? Băi, eu ești prost și eu îi trezesc. Și unii, da, că urmăriți așa să vezi, că unii își mai dau demisia de undeva, opresc, fac altceva și se întâmplă niște lucruri. Că eu tot asta vreau să-i aduc. Mă, sunteți oameni, în primul și în primul rând. Trăiți, de când nu te-a văzut nevasta, copilul tău, de când nu? Tu te ieși la filmări de dimineață până seara. Dacă îți place viața asta, e ok, dar trebuie să... Și începem să povestim. De ce fac așa o mai lungă paranteză? Pentru că tot timpul ăsta trebuie să ne gândim. Și influencerii ăștia sunt oameni. Nu sunt altceva decât niște oameni. Oricât de bimbă ești, că și-am făcut de astea. O tipă proastă aia, câta proastă. Și eu știam că vada nu-i proastă. Și o aduceam brusc la o întâlnire cu ai mei cu berea, care o făcut să reproastă. Și ea făcea praf, îi făcea. Pe discuție, pe dialog, pe cunoștință, pe tot ce vrei tu. Și ei erau șocați. Adică lucruri cu stereotipuri. Știi? Asta. Influencerii și eu oameni sărăcuți. Vai mămica lor. Unii dintre ei, vai mămica lor. Nu ai cum să eviți treaba asta. TikTok-ul. Mai muțărele pe TikTok. Am un articol pe blog, un blog foarte bun de altfel, care zic, TikTok-ul este rețeaua socială a celor care o să-ți plătească ție pensia. Da, așa este. Păi așa este. Și lumea zice, uite, mai muțărele, mai muțăleară. Pune tu să fac pe TikTok. Ce fac mai muțărele acolo. Și să vezi cum își prind creierii capului. Sigur că nimic nu e pentru toată lumea. Dar asta nu înseamnă că întotdeauna trebuie să-și apreciem mai muțărele. Știi cum e cu TikTok? E a doua rețea socială în România. Da? Asta. Da. După Instagram, că Facebook-ul a dispărut. TikTok-ul, din punct de vedere al modului în care se vorbește despre el, e ca Pornhub. Vai, dar eu nu mă uit pe așa ceva. Toată lumea zice, nimeni nu se uită la porn. Așa și cu TikTok. Dar eu nu am cunoștințe din asta. La mine toată lumea spune că se uită pe TikTok. Dar cred că eu... Chestie de vârstă, până la urmă. Nimeni nu se uite pe TikTok, dar uite-te cum crește TikTok în draci. Și lumea zice, e rețea socială pentru tineri. Nu e adevărat. Uitați-vă pe demograficele lor. Sigur, tineri sunt majoritari, dar începe și bătrânetul să intre pe TikTok. Problema principală e următoarea. Așa, iar scurtă paranteză. TikTok-ul devine al doilea motor de căutare. Per total, primul e Google-ul, al doilea era YouTube-ul și al treilea, un mare magazin, cel mai mare magazin online de la noi, că așa s-a ajuns. TikTok începe să devină al doilea, iar în rândul tinerilor e number one, din ce în ce mai mult motor de căutare. Deci, tânărul nostru caută cum să-mi iau bacalaureatul pe TikTok și ce găsește? Nu, aici e o mare problemă, apropo de unde ne ducem cu lumea asta, bine că mă pensionez și că am la agenție oameni tineri. Da, ai care două înțeleg. Fete. Ha? Ai două fete. Am două fete, mijlocia care face imediat 18 ani, au avut o tentativă să facă videoblogăriță, instagramiță. Au făcut două filme, au făcut instant, nu știu ce, mii de vizualizări și au pus două poze super sexy, că e bunăciune grava mea, pe Instagram, iar au făcut mii de așa și după aia a început comentarii și hate. Și am zis, ia dă vă, nu-mi trebuie așa ceva și și-o șters conturile. Că deci fetele tale nu au conturi pe rețelele sociale? Au, dar nu prea creează conținut. Asta mică la 11 ani face TikTok. Și are niște mii de followeri și niște zeci de mii de vizualizări, dar un TikTok cumva safe. K-pop, știi ce e K-pop? Nu. Korean pop. E o mișcare socială fenomenală. Știu. Face cu de-alea ce fac ei K-pop-ul. Adică e safe, e ok și discutăm tot timpul ce e bine, asta ce vrei bine social întreb, media. Asta vreau să le îndrum sigur cumva. Sigur că da. Începem să discutăm bine. Acum și să joc rolul părintele ăla care, bă, da, eu știu, eu care cu digitalul, copiii mei,
N-am cum. Încercăm să păstrăm comunicarea super deschisă și să discutăm despre absolut orice. Apoi ce face a mea când nu-s eu lângă ea și pe ce se uită... urăsc trackerile alea, parenting control, da, parenting guidance și alte. Le urăsc profund. Comunicarea între tine și copilul aia trebuie să fie importantă. Încrederea pe care o construiești. Absolut, acolo e bază. Și a venit K-pop-ul. O nefericire de muzică, din punctul meu de vedere. Deci, ea așa se ridică părul pe mine la muzica aia. Vine asta mică să-mi arate noua piesă, Blackpink. Nu, mă așa fac cu ea. Yeah, yeah, aha, yeah. Și am fost la film. Pentru că nu e așa. Da. Copilul zice, amă, că tata e cu mine, mă. Hai că faci, scalci. Tu scalci la serviciu pe mândrie în fața unui șef, da? În fața unui partener, în fața în trafic, îți scalci pe mândrie, faci peste tot. Iar acasă e șerif. Ești cel mai tare din parcare. Bă, nu e ok, mă. Mai uite-te și tu la Blackpink. Blackpink, BTS, Stray Kids, oh. Dar albume întregi, știu. Păi, n-avem încotro. Dar revenind la influenceri, e o greșeală și a companiilor care se asociază și asociază imaginea cu chiloțăresele despre care vorbeai? În orice faci în marketing, există o doză de risc. În absolut orice. Ai pus un outdoor undeva unde zici că e safe și a venit unul și ți-a schimbat 3 litere și mesajul altfel. În orice. În asta cu influencerii, cu atât mai mult. În cartea pe care am scris-o, un capitol e dedicat în întregime alegerii influencerilor. Cum îi alegi? Dai pe Google? Influencer, da, care se potrivește cu brandul meu? Cred că cei mai mulți se uită la, numărul de follower și exact, atât. Se uită la, care e o greșeală foarte, foarte mare. Da, pentru că mulți sunt hackuiți. Unii își cumpără follower, alții... mai e o chestie, nu contează că are 1 milion de follower dacă milionul ăla e dinamovist. Iar tu ești brand stylist. Cu ce te ajută, bă, frate? Dinamovici nu o să cumpere never, ever, ever ceva stylist. Și atunci cu ce te ajută să-i dai 1000 de euro la ăla și nu ajunge la comunitatea, la targetul care trebuie? Să faci o întreagă analiză de ce, cum, pe demografice, pe alea. E o chestiune complicată, că de aia este meserii de păstori, de influenceri. Hai că am dat-o părerea asta acum așa. De ce ești păstor? E foarte, foarte important. Dacă nu l-ai ales bine, de acolo pleacă tot. Deci acolo e cel mai mare risc. Nu l-ai ales bine, ca brand. Și de aia recomand brandurile, bă, plătiți-mă 100 de euro o consultanță la unul care știe cât e ceasul, numai să discutați. Mai ales că uneori s-ar putea să nu-ți trebuiască campanie cu influencer pentru obiectivul tău de marketing pe care l-ai, știi? După aia, dacă l-ai ales totuși bine și începe, apar variabile. S-a îmbătat influencerul, s-a tras ceva pe nas și a declarat ceva super nașpa, nu dăm nume, ce se întâmplă? Dar tu l-ai ales bine, inițial. Inițial, da. Contextul se schimbă. Apare, Doamne ferește, colectiv. Păi ce ai făcut? Din. S-a terminat orice... Da, dar bine, astea sunt lucruri imprevizibile până la urmă și pe care nimeni, absolut nimeni și alegerea nici măcar un specialist nu ți le poate. Foarte, e foarte important. Deci acolo eu cred că 80% din riscul pe care l-ai anulat dacă ți-l alegi bine. Brandurile și aleg influencerii fără îndoială, neștiind altă... Dar cum să știi un influencer? Păi noi, dacă am lucrat cu 800 și are influencer în toți anii ăștia, că peste 1000, cât cred sunt că în România în momentul de eu fapt? Personal cred că sunt undeva între 2500 și 3000 de influenceri, creatori de conținut care într-un fel sau altul obțin beneficii din ceea ce fac. Și aici plaja e foarte mare. Noi absolut vedem pe ăștia vizibili, dar gândiți-vă că în spectrul alălalt, care nu știe nimeni, sunt cei care fac afiliere de marketing. Adică vând produse și în baza vânzărilor lor primesc o mică comision. Da. Adică plaja e foarte, foarte largă. Toți creatorii așa de conținut, influencer, cum să le zicem, toți trăiesc de pe urma banilor cuiva. Dar sumele pe care le încasează, ai spus 100, poate să fie de la 100 de euro bănuiesc până la... Poate să fie de la 100. Care e cea mai bine plătită campanie pentru un influencer? Campaniile în sine nu există mai mulți termeni. Hai să zicem așa, cea mai costisitoare e o campanie pe termen mai lung care înseamnă și asocierea de imagine, adică eu să folosesc imaginea să facem așa. În zilele astea am făcut niște prospectări în piață pentru o campanie mai complexă pentru un client și am primit inclusiv suma de 100.000 de euro pentru 6 luni. Să facă conținuturi și să... la nivelul ăla s-a ajuns în piață. Adică acolo e. Dar știu că așa le spune toată lumea. N-am cuvinte, nu știu ce să zic. La influencer ăștia mai mari, care sunt vizibili și așa și care așa, sunt niște 10.000 de euro, oricum, așa ceva. Suta aia ne-a surprins. Păi ales că nu era chiar din prima linie de celebrities, dar pescuiește, știi că la care pescuiește în deceu. Păi ce faci, mă, că n-ai cum să prinzi acolo? Băi, eu încerc.
Cred că așa au făcut și coleguțul ăla. I-am și dat un mesaj în care i-am zis cam Dinamo, cu ceva cu Dinamo. I-am zis eu fiind stelist. Și acum tot mă sună să-mi explice, că stai ce-o vrut să-mi explice. N-ai ce să... Erau multe zerouri acolo, prietene, n-ai ce să mai explice acolo. Adică când nesimțirea se duce sus, n-avem ce să mai povestim. Adică ne respectăm un pic și la nivelul ăsta. Dacă ar fi să faci un top al influencerilor, nu vorbim întâi de cei... Adică, de fapt, două topuri. Unul al celor mai bine plătiți din România și unul al, din punct de vedere al părerii personale. Topul celor mai bine plătiți e... Dar vezi tu că și asta e... Orice mic antreprenor știe că una e încasarea totală și alte cu cât rămâi la final. Influencerii ăștia mari, cu cât îți mai mari, cu atât au o echipă întreagă în spate. Corect. Cu atât plătesc tot felul de chestii. Ei când fac un YouTube, nu știu ce fac ei acolo, a nu gândiți că ei nu mai bagă bănuți în promovare. Adică am influență care e în top și face o grămadă de bani, adică vorbim de 1 milion de euro bani în casări. Bagă în promovare a ceea ce face peste 100 de videouri. Adică 10% din ce face el, bagă. Are, da, e o investiție, are echipă, cum să are zic, echipă de 12 oameni. Are echipă de 12 oameni. Calculați 1000 de euro cu grosomodo cu taxe, impozite, cu nu știu ce, asta înseamnă 120.000 de pan, așa. Rămâne cu grosul, fără îndeal. Rămâne cu grosul. Dar gândește business. Din punct de vedere al încasărilor, toți ăștia pe care îi vedeți cu 400.000 de branduri defilând și mai ales în story-uri. Uitați-vă în story-uri. Pentru cine nu știe, story-urile sunt chestiile alea care dispar după 24 de ore. Ăla e indicatorul cel mai bun. Cu cât are mai multe campanii și asocieri cu brandul în story, cu atât mai mulți bani face influencerul respectiv. Lucrez și foarte bine, dar îmi și place personal de ei, de Cătălin Striblea, de Vlad Petreanu. Îmi place foarte tare de Prințesa Urbană, cum pune problema, deși acum o trădat țara și a plecat în Olanda și, Doamne Dumnezeule, cât hate și-o luat fata aia. Mirela Retegan îmi place foarte tare. Cum pune. Nu e neapărat un top, eu zic așa, niște oameni care... Cu care și, lucrezi care bine place, și pe care îmi place și înțeleg. Adică știi de ce îmi place mă de ei? Uite, cu Cătălin, de exemplu, astăzi am avut o chestie. Bă, am un clientel, vai mămica lui, din zona culturală. L-am obligat să aibă buget, dar n-am cum să-ți dau cât certul în mod normal. Și el zice, dar despre ce e vorba? Și zice, vai cât de tare, asta nimeni nu trebuie un ban. Și am zis, mă, dacă am zis, îți dau, ai că înțelegi? Alții care nici măcar nu se uită la tine dacă nu vii cu bănuțul ăla, indiferent ce ar fi, bă, moare omul ăla, hai să facem ceva. Buget este? Așa sunt mulți dintre ei, știi? Deci asta îmi place, adică, gata, să rămânem oameni, mă, frate. Ziceai că încerci să plătești niște păcate, să le zic da. Așa. Te-ai implicat în campanii sociale? Ești omul care e activ în campanii sociale? Îs activ, chiar dacă de multe ori nu vizibil. Mie îmi place, cum vezi tot din perioada aia, bă, ce se vede, ce nu se vede, contează foarte, foarte mult. Și cu asta fac, adică am o grămadă de tovarăși care pot să-ți confirme, eu îi tot rog, nu mai ziceți-mă, că noi nu de aia le facem lucrurile astea, de la dracule, adică, știi, îți fac cum vine sceneta Demrădulescu în autobuz. Să căutați oameni buni, băi, să căutați sceneta Demrădulescu în autobuz, căutați pe YouTube. E despre Demrădulescu care în autobuz dă locul unei doamne și după aia scoate ochii tot drumul, că eu îl dau locul. Așa și cu asta. Bă, dacă ajuns, dacă faci un bine, lasă-o, recunoști. Am avut pe unii care i-au băgat în tot felul de comitete și comiții și ne-au ajutat pro bono cu o transmisiune live, care costă dacă îi s-o faci. Adică nu e ieftin. Într-o jumătate de ori, cred de 5 ori, zic, bă, nu știi, asta facem pro bono. Și m-am stat tras cablu din ăsta, cu 3 minute înainte de a da drumul emisiei, odată mai zici pro bono și am terminat tot. Bă, nu mai zici. Adică e și președinte la un comitet, vreo comisie, vreo ceva, să zice, dacă zic domnul președinte, nu? Nu-s președinte dintr-un motiv foarte simplu. Îs foarte leneș. Eu îi zic comoditate productivă. Știi că e bine să tot inventăm termeni noi pentru niște chestii care sunt omenești. Așa zic, comoditate productivă. Președintele muncește mult. Eu sunt vicepreședinte tot timpul. Și soția ce zice de... Ea e președintă. Ea e președintă. Ea e președinta mea forever. E șefa supremă, nu, acolo nu se discută. Din când în când mă mai bag în seamă, mai secretar, mai șofer. Ce zice șefa, aia face. Nu-i... Când v-ați cunoscut? Și cum? Deci, tot politica ne-a dus împreună, dacă îți poți imagina. Eram jurnalist. Eu jurnalistic am terminat și am profesat. Și mi-a plăcut foarte tare. Și venisem dintr-o deplasare din Valea Jiului, bă, m-am auzit la mineri, la Valea Jiului, la grevă. Era perioada aia, 96. Greve, grave, treburi. Și eram rupt. Am venit în redacție, am redat materialul și ăsta, redactorul șef, îmi zice, am o veste foarte proastă pentru tine, nu mă înjura, trebuie să mergi
Mai ai două ore să te acreditezi la forumul transmontan. Veneau o grămadă de șefi de stat la Palatul Parlamentului. Și numai pe tine te putem trimite, că tu ești nu știu ce. Și morți și răniți, m-am jurat, nu știu, dar m-am dus și m-am acreditat. Și a doua zi, la prima sesiune, nu știu de ce am ales, era doamna mea, era hostesă. Eu când am văzut, am zis, Doamne, ce bunăciune. Deci acum deja vă dăm cu aspirațional, nu știu. Mie mi-a plăcut enorm de ea cum arăta. Deci a fost Doamne, dragoste la prima vedere. Atracția la prima vedere. Așa a început tot. Blondă sau brunetă? A mea era așa tenuță atunci. Frumoasă, dacă ne vezi zici că Shrek și ai Fiona, cam așa suntem. Știi? Adică, dar îți dai seama cât îți de bun dacă de 26 de ani mă ține în dormitor, cât de cât. Mai dormi și pe preș, nu zic, dar merit. Asta e secretul? Să mai dormi și pe preș? Da. Secretul, de fapt, pentru domni este să aveți o colecție bună de preșuri. Că vine vara, asta e bun preș, iarna pe alt preș, ai că de bine. Și de sezon și de anotimp. Ce voiai să te faci când erai mic? Nu mai țin minte când eram mic, dar deja din liceu, eu am intrat în liceu exact în primul an după Revoluție. În 89, practic, adică am intrat în 89, dar am prins câteva luni. Și după Revoluție am știut că vreau să mă fac jurnalist sau ceva în domeniul ăsta comunicării. Eu am copilărit în Baia Mare. Și în 93 am venit aici să fac facultate. Jurnalism. Ai mei ziceau, pentru în perioada aia să pleci la așa distanță de casă, când aveam la Cluj, nu? Aveam lângă aproape, pe jos, vorba aia, mergeam la Cluj, să faci facultatea. Dar eu, mie mi se părea ilogic, pentru că unde se întâmplau lucrurile? Unde poți face jurnalism? La București. Și așa am venit cu două valize, din tren, m-am dat jos în gară și zic, nu am ce fac, habar nu aveam unde să stau, ce așa am făcut. Și așa a fost. Și am știut că vreau să fiu jurnalist. Și am făcut. Din fericire am prins anii aia minunați ai presei când era frumos. Era frumos, conta ce faci, simțeai, era minunat. Și când ai simțit că nu mai merge cu presa? Măi, nu știu, că nu mi-a pus problema așa. Eu, când am cunoscut-o pe doamna și deja am văzut că e super treaba, am făcut ceea ce am făcut toată viața mea, am pariat. Olin. Și am zis, bă, trebuie să renunț la presă, că nu era. Deci să dormea pe scările Senatului. Era o meserie, plecam acasă, veneam după 3 zile, mm-hmm. Adică era altceva. Era căsătorit ca meseria, nu știu. Mă, nu mai știu cum e, da. Mâncați parizări pe ziar? Vai, dacă te mâncam. Dar nu numai. Făceam așa, dar era și un fel de neînțelegere, o înțelegere așa nescrisă. Dacă unul cumva avea mai multă, și mi-a trimitat de acasă mama, niște borcane cu bucăți de porc. În untură. În untură. Știi? Nu. Și ce făceam? Veneam cu alea, că aveam. Și unii n-aveau săraci să mănânce. Și să-mi făceam o părțeală de aia. Nimeni nu știa ce mâncam, dar toți dădeam la toți. Era frumos. Băi, eram împreună. Nu mai conta de la ce publicație, nu conta de unde venea bănuțul. Eram toți acolo și stăteam să iasă ăștia din cocopouri și toate alea. Foarte frumoasă. O perioadă senzațională. Fugi în redacție, scrie cu pixul, dă telefon cu fițe, de unde mobile atunci. Și așa, și era minunat. A fost o perioadă foarte faină. Dar am știut că nu pot fi și cu și cu. Și am ales-o pe doamnă. Dar ce faci în viață? Păi nu suntem ca pe vremuri, mă. În anii 60, când intrai sculer matrițer într-o și fabrică și ieșeai după 30 de ani. Uh-huh. Mai luăm la pilă traseul ăsta. Ne uităm ce vine, ce se întâmplă. Am văzut și uite așa încet, încet. Acum ești construit. Blogger și ești afacerist. Eu mai mult acum sunt antreprenor decât antreprenor. Așa. Aia zic. În continuare mă surprinde faptul că din când în când lumea mă solicită ca influencer. Rămân în joaca asta de creator de conținut pentru că îmi ofer o viziune foarte bună a pieței și din perspectiva aia. Că dacă ești numai agenție și numai așa, nu vezi, nu știi bucătăriile. Plus că, știi, colegii noștri, noi, între noi, influencerii, suntem colegi. Da. Dacă mai ești și agenție cu bănuțul la tine, dintr-o dată, parcă discuți altfel cu mine. Altfel, da, da, da. De aia fac dualismul ăsta, să zic așa, dar încet, încet o să mă apuc de proiectele mele. Uite, sănătatea digitală mă preocupă din ce în ce mai tare. Ce înseamnă sănătatea? Adică să ne protejăm de digital, dar și să-l folosim, că e ca la bere. Mă. O bere cu prietenii, minunat. La a doua, te mai lasă. De la a treia încolo, nu mai bine. Deci începe așa și la mâncare și la tot. Dacă facem așa analogia cu ce înseamnă digitalul în viața noastră, deja mi-am structurat eu niște chestii și anul viitor, din punctul meu de vedere, pe ce înseamnă creator de conținut eu, o să fie anul în care vorbim despre sănătatea digitală. Știi cum e? Am făcut 48 de ani anul ăsta și de vreo 2 ani lumea a început să-mi zică, maestre, ce mai faceți maestre? Eu am crezut că e Caterinca, știi? Adică, ca băieți, așa. Și după aia am început să-i întreb, ce tot îmi zici, maestre? Păi cum, dar uite, tu cât ai făcut, ce ai creat, ce nu știu. Și eu ziceam, păi eu sunt arogant și nesimțit. Și cumva nu mă interesa că mă laud. Lasă-mă că mă laud eu, mă uit în oglindă și știu că-s bun. Nu, dar începeam să înțeleg cum adică am făcut, că și alții au făcut. Și mi-am dat seama, vârsta, mă.
Am în agenție doi tineri asociați care au 25 de ani. Lor nu le zice nimeni maestru. Fiecare dintre ei știe de trei ori mai bine decât știu eu meseria asta. Nu le zice nimeni maestru. De ce? Că-s tineri. Și am zis, băi, asta e un pic. Că vezi că bătrâneția asta, să profit un pic de faza asta cu maestri. Adică am ajuns la vârsta în care zic, luați loc, notați. Și lumea zice, da, maestri. Da. Și o să mă duc pe zona asta de ne protejăm, de folosim digitalul, că e o sculă incredibilă, de minunată, minunată sculă digitalul ăsta, dar să o folosim cu măsură. Căci eu ca nu pot să-l iau, să bat cuiu, să stea masa asta și pot să-ți dau și în cap. Asta înseamnă că avem nevoie de un pic de educație. Mai... Dar nici nu cred că... Da, ai educație. Adică ai speranța asta că o să reușești să-i educi? Care e faza cu educația? Și eu am stat în nu neapărat, în eroarea asta, nu e o minciună. Îi apreciez enorm pe cei care zic vor să facă educație pe anumite chestii. Educația nu se poate face decât cu cei care vor să fie educați. Dacă stilistul meu vrea să fie educat, e ok. Păi din amovist, în viața vieții mele nu o să pot să le duc. Eu în timp mi-am dat seama că lumea se strânge în jurul unor idei, se strânge în jurul unor concepte. Ești microbist convins, este? Da. Altă se vede, prostie. Nu? Că altă prostie. Facem ce facem și ne întoarcem la Dinamo, deci, Steaua și... Probabil ăsta e, dacă mă întrebi așa, tu când ești bou în viața ta, asta e, frate. Bă, cât de prost să fii să te uiți la fotbal. Și cu toate acestea, iată-mă. Ai spart vreun televizor? Ai făcut vreodată asta când a pierdut? Nu. Nu? Nu, n-am spart, că măcar la nivelul ăla nu sunt acolo, dar oricum bou, n-ai ce să faci. Dar te consumi, ești acolo. Din ce în ce mai puțin, e drept, dar e un antrenament. De asta că... vine cu vârsta, cred. Mersi. Înțelepciune. Mersi. Da. E vorba de înțelepciune. Da, așa se zice așa, știi, pensionită, e o boală cronică de la un moment dat, pensionită cronică avem din ce în ce mai mulți dintre noi. Și se dau și piloni. Da, auzi, ăsta mi l-am dat eu, că niciodată n-am crezut în statul care o să mă ajute. Never, ever, ever, ever. De când eram, am și lucrat și vedeam ce se întâmplă și vedeam cum pot dispărea bani și cum se iau decizii greșite strategic și m-am înfiorat și am zis, niciodată nu o să mă bazez pe pensia de la stat. Dacă vine, păi da, ce? Mulțumesc. Mai cumpăr mai multă bere, nu-i problemă. Dar nu mă bazez pe ea. Deci ești băutor de bere, microbist? Am aflat multe lucruri despre tine. Da, ce să faci? Doamne, Petreș? Microbiz, da. Iubirea mea pe sport e rugby. Categoric, deci asta. Rugby e sportul suprem pentru mine. Doar că rugby se joacă mai asta puțin decât fotbal. România... Și, da. Mă, noi nu stăm rău ca națională. Nu stăm rău. Am avut din întreaga istoria Cupei Mondiale o singură necalificare și aia prin depunctare, adică ne-a descalificat la Cupa Mondială. Și acum suntem calificați, deci suntem acolo. Merge în jos trendul, dar... În fine, rugby number one, mă duc la cupe mondiale cu echipa României. Ai făcut vreun sport vreodată? Handball am făcut mulți ani. În Baia Mare, Minaur Baia Mare, handball. Iar era extraordinară experiență, te ajută enorm. Sportul în echipă te ajută enorm. Să înțelegi ce e cu viața asta cu adevărat, să înțelegi că de fapt oricât de bun ai fi, ești fix strânda. Dacă nu ai pe colegii lângă tine. Suntem echipă și facem treabă. Asta voiam să zic, că probabil asta te-a ajutat și, adică și să, din să fii un bun manager. Da. Băi, bun manager. Băi, știi cum e retrospectiv, iar încă dată, te uiți retrospectiv, deci fiți atenți cum s-a întâmplat. Nu mi-am propus să facem asta, mi-am propus să ne simțim bine la serviciu. Ăla e number one la noi acolo, în agenție. Și în același timp să fim fair față de clienți. Și o ieșit, uite, încet. Lumea îmi zice, vai, dar ce cultură organizațională minunată ați creat acolo. Și am făcut, mă? Așa se numește? Așa se numește asta. Noi, da, așa suntem eu și asociatul meu principal, acum mai avem pe așa doi tine, și toți suntem așa. Ăsta e stilul nostru de a fi. Și atunci, normal că am trimis în ADN-ul companie. Niciodată nu a fost o strategie, oricât de tare. Dar zic asta și eu mi-am zis, lasă-mă că ne aburești tu. Aș vrea să știu, dacă ar fi să promovezi ceva, nu știu, de pildă 14 februarie, fără să spui Valentine's Day. Da. Cum ai face? Mă, eu sunt foarte bun la abureală. Se numește storytelling, dar de fapt e abureală, oricum mă dea. Dar abureala nu e rea. Că și când faci infuzie la nas, te ajută. Și tot abureală, știi? Eu, cel mai bine pentru mine să zic de asta e când zic ceva de doamna sufletului meu. Toată lumea face așa, în timp ce mulți dintre băieții... Eu mă duc acasă, iar zice nevasta, ai văzut cum a zis chinezul de... soția lui, știi? Hai că cam aia e, nu e. Dar e o întrebare bună pentru că puțină lume știe, apropo de bucătăria cu influencerii, un influencer face o campanie pe baza unui brief. În brief îi se cere, ai de făcut aia și aia și aia și aia și aia.
Cum e, apropo de întrebarea ta aia, spunem că e 14 februarie fără să-mi spui că e 14 februarie și începe o... De multe ori așa fac influencerii. Pentru că de multe ori campaniile sunt la produse cum îs, nu sunt minunate, nu știu, și atunci tu trebuie să vii cu haburela ta și să faci să fie bine pentru toată lumea. Și dacă ar fi să faci diferența între 14 februarie și 8 martie? Măi, acum m-ai luat așa la colț aici. Eu sunt omul care nu dă cadouri, nu sună de zilele de naștere. De-aia dorm pe preș. Nu, de-aia dorm pe preș. S-a obișnuit doamna cu mie. Din când în când îmi zice, vezi că tocmai ce mi-ai luat cadou niște cizme. Adică ea și le-o cumpăra și zic, da, să-ți fie de bine, iubita mea. Adică am așa, nu mă știu cu asta, cu o marte, cu la, nu le știu. Eu trebuie să mi le notez în calendar. Da, mi le notez. Da, da, aici e o chestie. Pentru aici agenție aici mi le notez. Aici e o chestie de promovare, nu e o chestie de chestie personală. Dar cine să vină la mine de 8 martie să fac campania? Pentru pensionari? Oferă deci, pensionarilor o floare de 8 martie ceva. Dar nu e despre pensionari 8 martie. Nu? Nu e de ziua femeii. Aoleu, păi eu am trăit într-o minciună până acum. Nu știu să zic. Vezi, eu genul ăsta de om, mi-a dat brief-ul. Spontan, așa, vezi că am verbul la mine, am bureală, chestii, nu știu. Bă, dar când îți pe treabă, când îți la job, eu nu fac niciodată spontaneitate. N-are nicio legătură. Ăla ne-am luat documentul, l-am studiat, am analizat mai multe căi de acțiune, am calculat fiecare cale, cam cât ar costa și cu ce beneficii și în funcție de asta se iau o decizie. Că așa e, așa e, așa m-am obișnuit munca de agenție, care tot ce înseamnă digital marketing e o chestie super tehnică. Lumea vede rezultatul final. Ce zodie flash ești? Flash și flash. Are legătură? N-am nici amică legătură cu zodiile. Deși am lucrat la un moment dat la o publicație și o săptămână a plecat doamna care se ocupa cu horoscopul și nu ne-a lăsat alea. Și... Te-ai apucat să faci horoscopul? Da. Și l-am făcut totalmente cum mi-a venit în momentul ăla, fără nicio legătură. Deci l-ai inventat? Din nefericire am avut mai mult succes decât doamna. Ai secretară? Secretară nu am avut niciodată secretară, am avut numai colaboratori. Dar secretar de aia să-mi facă treburile dar niciodată. Dar o asistentă, nu, că nu se mai numește acum secretară, că e urât. N-am avut niciodată, am avut tot timpul colaboratori. Tot timpul când aveam de făcut, când creștea ce aveam de făcut și trebuia să-mi iau un colaborator, îl luam, dar nu pe sistem de asistent. Ai de făcut aia și o faci. Niciodată nu am avut, dar nu știu de ce, nu e că să mă dau eu mare acum că, vai, că nu am vrut să am subordonat sau nu știu ce să facă cu asistent. Nu, niciodată nu. M-am gândit așa, ci mi s-a părut mai firesc și așa funcționează și agenția. Insulițe, autonome, coordonate când e nevoie de noi ăștia patru asociați. Avem un office manager, dar nu e subordonat, nu e așa. Adică de multe ori ea ne mână pe noi. De multe ori ea decide chestii în agenție, administrativ. Cum te relaxezi? Cum te destinzi după o zi plină? Cititul este fundamental pentru mine. Deci eu sunt mega, mega cititor, devorez într-una cărțile. De un an, aproape un an de zile, mi-am impus un sistem, îmi încep ziua cu cel puțin o jumătate de oră de lectură. Că-s acasă, că-s la birou, irrelevant, că-s în deplasare, oriunde, o jumătate de oră de lectură. O să scriu despre asta. Beneficiile sunt senzaționale. Absolut senzaționale sunt beneficiile să-ți încep ziua cu o lectură. Durează 3-4 luni de zile până deschizi cartea și citești și-ți fug ăla, aoleu, dar mail-ul ăla, clientul ăla, durează, trebuie să-i antrenezi. Dar după ce ai trecut zenul ăla, deci eu când vin la agenție și mai vin colegi, nimic că nu mă salut. Eu sunt acolo citind pentru că știu, ăsta e în lumea lui, la revedere. Extraordinar. Deci cititul mă relaxează foarte, foarte tare. Ascultatul de muzică, la fel, sunt mega meloman, pe stilurile mele, pe așa, din ce în ce mai mult bluzul, odată cu vârsta vine bluzul. Și... Umorul destinde și el? Ești un om deștept, e un om cu simțul umorului? Eu, da și nu, nu știu ce să zic. Aici e un domeniu în care nu-i departamentul meu. Și asta cu răspunsul la întrebare. Dar îmi place foarte tare umorul. Dar știi când? Când suntem la bere, când suntem împreună și râdem și glumim, ne rostuim, cum fac ăștia în stand-up. Adică la noi în agenție, principiul de intrare, și așa zicem, fiecare e angajat, bă, reziști la tăvăleal? Pentru că facem mișto între noi și așa, dar nu depășim anumite limite. Deci umorul ăsta, când suntem împreună, de fapt nu umorul caut. Și asta cu tovarășii, asta cu oameni, a povesti, a schimba impresia, a învăța unii de alții. Umorul, râdem frumos, glumim, dar nu prea mă uit la filme. Pentru noi filmele, am fost la Avatar 2 acum că au vrut ai mei și am luat bilete și după aia mi-a zis că e 3 ore jumate. Mă duc și eu. Aoleu, frate. Deci, nu. Umorul e frumos, dar când îl facem noi între noi, asta îmi place cel mai tare. Hai ca să încheiem într-o notă umoristică, zi-mi cel mai...
Asta, da, e bună gluma, corect. Dar zi-mi cel mai, nu știu, cel mai bun banc pe care îl știi. Vai de capul meu, dacă te știu. Dar care să poată fi spus la televizor. Da, păi asta e că restul că aia e cu bancurile. Când te duci în zona aia, știi? Adică, da. Manelistul se întâlnește cu rocherul. Și zice manelistul, tu ești rocher, mă? Ăla, da. La care manelistul, ia. Exact, cum fac maneliștii, știi? Bancurile alea la care se râde multe sunt mai... Mai după 12 noaptea. Mai cu bulinuțe. Cristian China Birta, mulțumesc tare mult, mi-a părut bine. Am descoperit un om foarte complex. Și stelist. Și stelist. Doamnelor, domnilor, ne oprim aici cu podcastul de astăzi. La revedere!